acest eveniment? Exact câți participanți sunt și care este scopul? Acest eveniment este făcut pentru a doua oară în Botoșani. Participă un număr de 10 piloți, toți licențiați. Sunt piloți care participă în campionatul național de drift. Printre ei avem și vicecampionul național la clasa semi-pro. Toți vrem să bucurăm botoșenenii de un sport care a fost privat în acest județ. Un sport nou, costisitor, dar care totuși, prin ceea ce facem în acest weekend, vom reuși probabil să aducem un zâmbet pe buze. Noi sperăm pentru minim 10 mămici care aduc pe lume bebeluși. Practic asta v-am să te întreb. Botoșenii au ocazia să se dea, să facă drifturi cu piloții profesioniști. Da. Contra unei taxe. Unei taxe, toți cei care vor senzații să vadă cum e într-o mașină de drift, nu de stradă, ci de competiție, vor achita o taxă, iar banii strânși din acea taxă vor merge către maternitatea din Botoșani, care, cu care o să ajutăm să mămicile care nu au posibilitate să primească din partea noastră tot ceea ce are nevoie pentru primele două luni din viața ale bebelușului. Începând de la pumpă și până la tot ce este nevoie. Cum am întâmpinat Botoșenii în această provocare? Ați avut număr mare care s-au alăturat bebeluților? Foarte multă lume am avut. Mesaje de încurajare. Știm că creăm de disconfort, dar în același timp credem că pentru mulți e o provocare, e ceva care n-am mai văzut. Ceva, sunt pasionați, sunt care nu sunt pasionați și le apare o nouă pasiune. Au fost și copii în dreapta. Cum au fost copiii? Entuziasmați? Copiii, da. Cred că sunt printre puținii care chiar ies foarte fericiți din mașină. Probabil le creăm și lor o perspectivă, un sport, un alt fel de sport. Dar o să vedem pe viitor. Ce vedem dacă or să apară piloți dintre ei. Nu știu, vedem. Dacă nu